1 septembrie este începutul noului an bisericesc. În toată Patriarhia Română au fost oficiate astăzi slujbe de mulțumire și au fost prostite rugăciuni pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze noul an. Această tradiție are la bază învățătura Vechiului Testament, care spune că istoria omenirii a început toamna, dar și faptul că în această zi Mântuitorul Iisus Hristos ce a început activitatea sa publică. La Catedrala Patriarhală, slujba de Tedeum a fost oficiată de părintele Arhimandrit Clement Haralam, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Biserica sărbătorește astăzi începutul anului bisericesc, având la bază tradiția biblică preluată din Vechiul Testament, care spune că anul începe toamna, fiindcă și istoria omenirii a început toamna în Rai, când pomii aveau roade, nu doar flori. De asemenea, conform tradiției Bisericii, Hristos Domnul a citit într-o toamnă în sinagogă, profeția lui Isaia, care spune, Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului. Astfel, la începutul activității sale publice, Mântuitorul a făcut o legătură între anul nou bisericesc și începutul împlinirii profeției lui Isaia în lucrarea mesianică. Astăzi biserica a făcut și pomenirea, Sfântului lui cuvios Dionisie Exigul, numit și cel zmerit.